Eu sunt Bebe și Maria și azi vom face o clip care se numește Desfărăm cu ochii închiși challenge. În acest challenge noi vom extrage un bilețel din această cutiuță de ceară și vom extrage și vom arăta. De exemplu, ne pică un cățel, vom arăta noi, scrie pe el capce. Dacă nu înțelegeți, o să aflați voi de-astea. După care ne punem astea pe ochi, de cealaltă stă cu ochii închiși și îl desfărăm cu ochii închiși. După care eu, de exemplu, că mie mi-a picat, vă arăt vouă desenul și după aceea ea trebuie să-l ghicească și dacă îl ghicește are un fel de spus punct. Da. Așa, și după aceea o să vă zic eu dacă greșește, o să vă zic care este oricum. Ok, avem și altfel astea, puneți-l la ochi, eu o să extrag bilețel, e mai chinuitor. Bun, eu o să extrag. Deci, acest bilețel nu se prea înțelege bine. Ok. O să pun asta la ochi și imediat. Stați liniștiți, nu vor nimica. Și o să desenez. Să sperăm să iasă frumos. Băi, vedeți că eu nu strișoare și asta. Ce-i asta? Uitați și voi. Nu se înțelege. Hai să vedem dacă prietena noastră ghicește. E o chestie sus, alta sus, alta jos, puncte ce cap. Ghicește ce? Fluture. Da. Aia punctule. E cu ochii închiși, pe bune. E greu. Ok, să pun eu asta pe ochi. Îi trage un bilețel. Și n-ai voie să mai pui la loc fluturele. Și vezi că fiecare va trage câte trei. Stai un pic că nu găsesc la fluturile. Ok, acesta e... Nu cred că ați zis bine, dar asta e. Îmi pun asta la ochi. Să desenez frumos. Uai, încerc eu. A, da, nu uitați să dați like la acest videoclip, să vă abonați la canalul și apăsați pe clopoțel. Ok, am pus la ochi. Ok, gata. Ce-i asta? Ce-i trece ceva? Avem trei cercări fiecare. Pasăre? Nu. Ce-ar putea să fie? Nici am pus roi aici. Oja? Da. Oja. Ră, oja! Vezi că l-ai lăsat pus la deschis. Deci, aceasta e o ojă mai... ciudată. Ciudată? O să le crea direct așa, într-un spațiu. Ok, leagă-te înapoi. Și voi extrage un bilet. Scuzați-ne, e frumos. Bă, dar închide și tu ăsta. Nu mai încerc. Ok. Avem televizor. Voi desi dacă am așa ceva. Aici e o literă mai tăiată. Ok. O să vedeți voi cam ce. Mi-am putea strâng. Sunt și eu imediat gata. Ok, te așteptăm. Okay. Sunt gata, acum nu văd nimic. Eu deja le-am arătat copiilor. O să-i pierdeam. Pierda. Stai cu grijă să... Te scuzați. Bună lume. Stai pe scaun cu mințică. Eu cred că o să mă sinucid. Până la urmă am reușit. Deci...
Nu va înțelege nimica. Va fi greu să desenez așa ceva. Ce greu e. Dar poți să-mi dau șerfa jos dacă tot te-ai pucat să desenezi? Am terminat. Păi dat cam așa ceva. Pisică? Da, aia e puțișa. Ciudată. E fucking kiss. Arată. Extrage aratele copilor și vom desena în afara camerei să nu dureze prea mult. Și după aceea achide și desenezi fără. Stai că nu pot să mă leg. Să vedem. Ok. Dacă ne-ați văzut, bravo. Dacă ați văzut, bravo. Ok, desenează. Ok, stai un pic. Oh. Eu nu văd nimic. Nu văd. Stai un pic. Am pornit camera. Unde fac eu? Că mă ducem spre o asta. Nici nu am pornit asta. Ok, acum. Ok, desenează că nu contează și eu m-am băgat în fluturi. E mai bine să mă uit în altă parte decât să stau. Arată-le. Asta cred că e lup. Nu. Pasăre. Nu. Aia mutură. De ce te bine? Mă gândesc. Stai să le arăt și oamenilor. Le-ai arătat? Nu le-am arătat. Uiteți chestiuța asta. Mă, ce credeți că este? Scrieți comentarii înainte să... Puneți repede pauză înainte să se gândească Alice și scrieți în comentarii. Am zis pasăre? Da. Nu are cum să fie decât pasăre sau lup. Nu. Te-ai bătut-o? Că nu. Nu mai știu ce era pe listă. Păi asta e și logica. Cană. Da, peste 1000 de ani. Yay, mai am un punctișor. Ia să vedem câte mai sunt. Două. Mai sunt două. Ultima este deja clar ce va fi, deci... Eu nu mai țin minte. Nu știu. Pentru noi două va fi clar. Pentru noi nu. Pentru mine nu. Pentru tine, da. Mine nu, că nu mai țin minte. Bine, ok, atunci o să facem și ultima tură. Mă, tu să te rășează șerfa asta. Cine treia să tracă? Eu. Închide ochii. Te deranjează șerfa asta. O, mă, așa ceva. E mai deslegat. Lețele ascunde. Voi. Pune. Ok, să vă arăt. Deci desenul l-am desenat din greșeală pe două foi. Observați aici. Așa, mă scuzați. Da, am desenat din greșeală pe două foi. Hai să vedem dacă dobărița noastră ghicește. Am desenat din greșeală pe două foi. Nu. Un lup? Nu. Acesta va fi ultimul. Ok. Și trebuie să se gândească. Pisică? Am avut. Și s-a pus?
E pasăre? Da. Oh my god. Deci e de egalitate, într-un fel spus, Petru. Dar eu am mai rămas cu un bilețel pe care trebuia să-l ghicesc, deci e într-un fel spus egalitate. Facem prea lung video, 10 minute. Ok, pa! Jumercit!